Mihaela, cum ai fost tu ca fetiță? Oh, ce să zic, eu am crescut în timpuri foarte diferite de tot ce se întâmplă astăzi pentru Natalia sau pentru alți copii. Am încercat să introduc și în cartea asta amintirile pe care le-am avut eu prin fotografii. Când am găsit, de exemplu, în Africa, în anumite triburi, am găsit fetițe care se jucau cu niște pietricele pentru că nu aveau jucării. Dar mi s-a părut extraordinar că tu, de fapt, te poți juca cu absolut orice. Și cartea asta este o dovadă a creativității omului și a imaginației și a tot ce e mai frumos. Ce ai mai descoperit fascinant în lumea fetelor, în lumea femeilor, în jurul lumii? Fascinantă este diversitatea. Mi s-a părut important să, iarăși să vedem cât suntem de diferiți. E și ca o, nu știu, să zic, ca o mini lecție de geografie, să trecem prin diferite țări ale pământului și să vedem cum arată o casă din tribul din Etiopia sau cum arată un festival din, uite, Dia de los Muertos din Mexic. Să învățăm puțin despre bogăția planetei până la urmă și despre diferențe, dar și apropieri. Și cum arată o casă de la pieile roșii. Și cum arată o casă de la pieile roșii, da. Aia chiar e o casă tradițională. Aia era o casă tradițională, da. În carte sunt portrete. Da. Care este numitorul comun al portretelor tale? Eu am sperat să aduc bucurie, energie pozitivă prin cartea asta. Pentru că e adresată copiilor, e adresată Natalie și am vrut foarte mult că după ce închizi și răsfăiești toată cartea, la final să-ți rămână un zâmbet pe buze. Te-ai lovit de principiile frumuseții sau de standard sau de șablonul frumuseții? Din păcate, ce simt este că cumva se uniformizează, dar apare acest șablon cam peste tot. Nu neapărat 90-60-90, dar o să te duci în India și oamenii vor dori să aibă pielea foarte, foarte albă, de exemplu. Și în Africa se întâmplă treaba asta, folosesc tot felul de creme ca să-și facă pielea foarte albă. Îmi place cum mai reușesc să mai descoper frumusețea autentică, tradițională și foarte veche. De exemplu, când m-am dus într-un trib din Vietnam, la un moment dat am văzut femei care aveau dinții foarte negri. Ele aveau în jur de 80 de ani și dădeau toată viața cu o substanță ca să-i facă cât mai negri și asta era dovadă de frumusețe absolută. Dinți foarte, foarte, foarte negri, aproape ca, nu știu, ca tăciunele, ca un cărbune, știi? Și îmi place să văd diferențe din astea de frumusețe și de autenticitate și nu cea pe care, cu care am crescut noi două, una care e mult prea restrictivă și ne-a îmbolnăvit la mie, așa mi se pare. Cel puțin fetele din adolescentele se confruntă cu niște probleme masive, anorexie, bulimia, am trecut și eu prin asta. Cumva mi s-a părut important să aduc în viața copilului meu ideea asta de diversitate, frumusețe, autenticitate și să încerc să-i dau și ei un parcurs mai sănătos. Văd că ai intrat în triburi, ai intrat în zone foarte sărace. Intru în casele oamenilor, așa este, dar am și eu foarte multe de învățat acolo. De exemplu, o mică experiență interesantă pentru mine, eram undeva într-o zonă tribală din Africa și deja era 10:30-11 noaptea și mă duceam la culcare, eram foarte aproape de trib, iar copiii se tot jucau afară, știi? Se jucau și era foarte, foarte târziu, doar luna mai era pe cer și câteva stele, deci nu avea oricum electricitate acolo și se toți jucau și erau numai chiute și veselie la 10:30-11 noaptea. A doua zi dimineața mă duc înapoi în tribul respectiv și întreb, când se culcă copiii voștri? La ce oră? Eu cu mintea mea de aici din Europa. Și s-au uitat la mine femeile, dar nu există așa ceva. Cum adică la ce oră? Se culcă când vor ei. Vin, se pun în căsuță, în căsuța din lut și se culcă. Și se trezesc. Și se culcă și se trezesc. Atât de natural și de normal, știi, tot ce am văzut acolo în comunitatea și în tribul respectiv, că povestim despre copiii trebuie crescuți de un sat, știi? Așa se spune. Ar fi bine să fie copilul într-o comunitate cât mai mare și ei încă au asta. Bineînțeles că au și viață grea pentru că nu au, nu știu, le lipsesc foarte multe lucruri pe care noi le avem. Dar uneori, din prea mult, de fapt, nu ai... Nu-ți trebuie, știi? Pe partea cealaltă, zona de conflict, da. Când merg în Afganistan și fotografiez copii acolo, mi se rupe sufletul. Nu am cum să schimb, nu am cum să-i ajut, mai ales în zona respectivă, da. Cum te-a schimbat copilul, experiența maternității, experiența
și provocările pe care le aduce un copil. Da, m-a schimbat enorm experiența, mai ales că, uite, cartea am făcut-o pentru că am un copil, nu aș fi făcut cartea asta dacă nu aș fi avut-o pe Natalia. M-a schimbat foarte mult în sensul că mie mi se pare că privesc și fotografia pe care o fac un pic mai profund, încerc să aduc povești mai interesante, încerc să las ceva. Mi se pare și important acum să las ceva în urma mea pozitiv și pentru ea, dar și pentru alții. Din jurul lumii, pe unde ai fost, ce lucruri inedite sau total diferite ai mai remarcat sau ai văzut sau obiceiuri? Da. Uite, un obicei foarte interesant, că mă povestea și fetița mea că am fost la amerindienii din America de Nord, unde am fotografiat o femeie care nu-și tundea niciodată părul, de exemplu, și l-avea foarte, foarte lung până la pământ. Îl tundea doar în momentul în care avea un deces în familie cineva apropiat, în semn de respect. Și mi s-a părut foarte interesant.